Tragedia petrecută vineri noapte la clubul din capitală a șocat întreaga țară, iar România au arătat încă o dată solidaritate. La Brașov, sute de oameni, cei mai mulți dintre ei tineri, au umplut aseară parcul central. Au fost aprinse lumânări, s-au spus rugăciuni și au curs râuri de lacrimi. Sunt în stare de șoc. Ce am văzut acolo a fost iadul pe pământ, la propriu. Oamenii au vrut să-și arate compasiunea față de familiile îndurerate. Din păcate a fost o tragedie destul de mare. Ne-a lovit destul de tare pe toți. Pe comunitatea rock, România, toată lumea. Cunoști pe cineva dintre cei care au suferit? Majoritatea de acolo. Îi cunoști? Ai prieteni care sunt la spital sau care au murit? Prieteni care au murit, prieteni care încă sunt la spital. Sunt inconștienți momentan, așteptăm vești de la ei. Ce ar mai fi de spus el, dincolo de cuvinte, ce s-a întâmplat? De câte sacrificii mai nevoie ca lucrurile să înceapă să meargă așa cum ar trebui într-o țară normală? Am venit aici să aprindem o lumânare în memoria celor decedați și celor răniți. Le spunem condoleanțe familiilor îndurerate și sperăm să putem face ceva să nu se mai întâmple aceste tragedii. Sunt momente sfâșietoare, sunt momente în care trebuie să tăcem, sunt momente în care trebuie să privim greșelile noastre pentru care am plătit, iată, cu vieți. Sunt greșeli care au zguduit o lume întreagă. Mă simt vinovată, o spun și numele generației mele, care s-a lăsat anesteziată și iată unde am ajuns. Prietenul meu foarte bun, un component chiar din trupa mea, a fost atunci, în seara aia, acolo, a reușit să scape cu răni minore. Prietenul cu care era nu a fost atât de fericit, a ajuns la spital, intoxicat. Am avut acolo câteva cunoștințe, am auzit oameni care i-au cunoscut, nu știu, sunt spulberat. Sorin Susanu, șeful Oficiului Regional pentru Protecția Consumatorului, a povestit că un dezastru asemănător ar fi putut avea loc și la Brașov, la unul dintre cele mai mari evenimente găzduite sub tâmpa. Poate ne aducem aminte, în urmă cu un an de zile, un important eveniment din Brașov era pus sub semnul întrebării de mine, tocmai datorită lipsei autorizației de pompieri, lipsei ignifugării zonei respective și discutăm de zeci de mii de oameni. A trebuit să ajungă la o tragedie pentru a înțelege că legea este pentru toți și nerespectarea ei poate să ducă la cauze tragice. În perioada următoare, inspectorii OPC, dar și pompierii vor lua la verificat toate cluburile din Brașov.